Partida Romilor și Asociația Democrată a Romilor 2012 au organizat un festival dedicat Zilei Minorităților Naționale. La data de 18 decembrie 1992, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat declarația cu privire la drepturile persoanelor aparținând minorităților naționale, etnice, lingvistice și religioase. De atunci și până astăzi, această zi este sărbătorită și la Giurgiu prin diverse acțiuni și manifestări. Partida Romilor și Asociația Democrată a Romilor se află la acest moment la a șasea organizare a acestui festival, care se intitulează Multicult Kids Fest, un festival de muzică tradițională, de colinde tradiționale, un festival în care punem la dispoziția a peste 280 de copii o scenă pe care îi lăsăm să se exprime. 220 de copii de etnie romă au urcat aseară pe scena mare a Teatrului Tudor Vianu, sărbătorind prin muzică și dans Ziua Minorităților. Alături de copiii de etnie romă s-au aflat și mai mulți elevi din instituțiile de învățământ giurgiuvene, care au interpretat mai multe colinde.